Au fost percheziții de dimineață în capitală, ținta mascaților, au fost membrii unui temut clan interlop din zona Bucureștii Noi. Indivizii sunt bănuiți că încercau să facă legea în zonă cu forța. Aveți să vii în casă? Am arme, nu să vii. Păi mi-au luat armele care le am legal. Ce arme? Ce arme aveți? Am mai multe, și de vânătoare, și de apărare, și de tot. E iritat. Mascații l-au ridicat direct din pat, pe el și pe alți 10 suspecți. Cu toții au fost duși la audieri. Fac parte, se pare, din clanul Porumbiță, rivalii altor două clanuri din zonă, care însă au ajuns deja după gratii. De ce au venit polițiștii la noastră? Nu știu, doamnă, întrebați polițiștii, nu ne întrebați pe noi. Rivalitatea dintre cele trei grupări este veche. Cu toții și-au făcut un nume prin infracțiuni cu violență, șantaj, înșelăciune și cămătărie. Au fost implicați în incidente violente pe două grupări, pe fondul unor locale, folosind arme albe și arme neletale. Vorbim aici despre săbi, bâte, cuțite și pistoale, obiecte care de altfel au și fost găsite în urma percheziționării locuințelor. Sunt pe urmele lor de două luni. Atunci, membrii grupării au vrut să-i dea o lecție unuia din rivali într-o benzinărie din capitală. Înarmați cu bâte, au tăbărât peste mașina lui, însă victima a reușit să fugă. Cei 11 suspecți sunt acum cercetați pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii și ordinii publice și vătămare corporală gravă.